noaptea când Crist veni pe pământ. Și suferința lumii încetează, că iată El părăsi cerul sfânt. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! O singură dată s-a întâmplat ca în lumea noastră, într-un staul simplu, să se afle ceva cu mult mai de preț decât întreaga noastră lume. Prin ceea ce urmează, dorim să vă introducem în atmosfera acelor clipe. Știu cât de mult vă lipsesc evenimentele din această perioadă, în mod special colindele,
Așa că, în continuare, vă oferim cea de-a 15-a ediție a concertului de colinde desfășurat în anul 2019, susținut de grupul Voces și acompaniat de Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și Jovial Band. Dirijor Emanuel Suciu. Invitatul special al acestui eveniment a fost solista Paula Senning. De asemenea, pe parcursul acestui program, pastorul Marius Andrei ne va vorbi despre momentul special ce s-a petrecut în Betlehem. Într-un liceu, într-o lună decembrie, un profesor a făcut un mic studiu printre elevii săi. Spuneți-mi, vă rog, ce cuvânt vă vine prima dată în minte când vă gândiți la Crăciun și sărbătorile de iarnă. Răspunsurile au fost diverse, însă din 30 de elevi, unul singur a spus: Iisus. Într-o lume în care hangiul din Betlehem este încă blamat pentru oferta lui, noi încă refuzăm să-l primim pe Iisus în viețile noastre. Însă, în această seară, gândul nostru se îndreaptă către pruncul Iisus și către cel mai mare dar primit vreodată de omenire. Audiție plăcută! Thank you.
Steaua răsoare, ne arată pruncul sfânt, el ca un soare,
să fie între noi și o dulce frățire. Vă sperăm astăzi să știe noastră și iubirea ce Domnul ne-a dat. Cerească-ți primire din cer de mărire și astăzi mi s-a arătat. Nu-i minune mai mare peste cer și pământ. Ce prea sfânt, astăzi, iarăși,
Am o veste bună. Nu e despre vaccin, din păcate, și nici măcar despre pandemie. După Scriptură, vor mai fi destule astfel de situații. Am o veste bună, în ciuda faptului că ni se recomandă de către autorități să fim solidari și solitari. Nu e chiar ușor. Nu e chiar ușor în perioada aceasta să fii singur. Chiar dacă ești cu familia, să fii într-o situație în care să nu te poți bucura cu adevărat. Dar vestea bună este că nu suntem niciodată cu adevărat singuri. Mi-aduc aminte că Sfânta Scriptură vorbește despre faptul că acum 2000 de ani, tot așa, într-o seară, niște păstori stăteau undeva și petreceau timpul acela într-un mod în care poate unii dintre noi n-am face-o. Erau singuri, dar s-a întâmplat ceva extraordinar. Și aș vrea să vă citesc lucrul acesta pentru că mie mi se pare extraordinar. Spune că pe când stăteau ei și făceau de strajă, iată că un înger al Domnului s-a arătat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o esle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Mesia, pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei care au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii, iar Maria a păstrat toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Aceasta este vestea bună. Mai bună decât orice vaccin, mai bună decât orice soluție pe care ar putea să o găsească vreun guvern, vreun parlament sau vreo instituție umană. Vestea cea bună este că avem un Mântuitor. Vestea cea bună este că niciodată nu suntem singuri. Și mai mult decât atât, vestea cea bună e că, deși uneori astfel de momente pot fi întunecate, astfel de perioade din viața noastră pot fi grele și dificil de abordat, de trecut, de suportat. Interesant, îngeri au cântat pentru niște păstori care erau singuri în noapte. Cred că ceea ce am ascultat și ascultăm în acest concert poate fi socotit pe bună dreptate un cor de îngeri, care nu fac altceva decât să ne aducă vestea cea bună, nu a faptului că avem soluții la problemele noastre, deși ne-ar bucura să aflăm lucrul acesta. Nu doar ca să ne mângâie inima și să ne liniștească tulburarea și temerea, nu, ci să ne îndrepte atenția către ceea ce contează cu adevărat, și anume către Mântuitorul nostru. Pentru că nu este despre nimic altceva decât despre El. Pentru că speranța noastră nu e în nimic altceva decât în El. Pentru că El s-a născut. S-a născut să aducă bucurie pe pământ. S-a născut ca să fie împreună cu noi. S-a născut ca să ne spună nouă că nu suntem singuri. S-a născut ca să vină lângă noi și să aibă posibilitatea să mângâie, să vindece, să hrănească și să mântuie. De fapt, ce mi-aș dori eu în aceste câteva secunde pe care le mai avem la dispoziție împreună, e să vă transmit următorul gând. Nu suntem singuri. Și chiar dacă poate nu suntem toți la oaltă, chiar dacă nu avem parte de o sală de concert, îngerii cântă pentru oamenii singuri. Nu pentru că avem nevoie, ci pentru că le face mare bucurie. De ce? Pentru că au o veste bună. Hristos s-a întrupat pe pământ ca să fie împreună cu noi. Și mai mult decât atât, îmi place foarte mult ce spune pasajul pe care l-am citit din Scriptură. Spune că îngerii au cântat, păstorii s-au dus să-L vadă pe Hristos și apoi au povestit tuturor despre ceea ce au descoperit, mai ales că au descoperit că tot ceea ce li se spusese se împlinise. De aceea vă recomand această carte.
citiți-o. Tot ceea ce scrie aici e de la Dumnezeu. Și mai mult decât atât, se va împlini exact așa cum a spus Dumnezeu. Și despre pandemii, și despre necazuri, și despre singurătate, și despre tulburări, și despre anxietăți, toate sunt scrise aici. Și așa cum spune Cartea Sfântă, se vor împlini exact cum spune El. Dar, tot așa cum spune Cartea Sfântă, niciodată nu suntem singuri. Să ascultăm împreună cântece care să ne înalțe sufletul, cântece care să ne liniștească temerile, dar mai ales să ascultăm mesajul pe care îl transmite, care ne îndeamnă să citim Scriptura și să ascultăm ceea ce are de spus Dumnezeu. Pentru că, mai presus de toate, nu suntem singuri. El e cu noi.
a mission to carry the flame and given the power to go in His name. We have the message the hurting must hear. There's no time to wait. He's coming.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestor momente în care ați urmărit un concert susținut în anul 2019 de către grupul Voces și acompaniat de Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș și Jovial Band. Dirijor Emanuel Suciu. Invitatul special al acestui eveniment a fost solista Paula Selling. Acest concert de colinde se desfășoară în fiecare an la Târgu Mureș, începând din anul 2005, excepție fiind acest an atipic, iar de fiecare dată are în atenție și un caz umanitar. Cu această ocazie, componenții grupului Voces doresc să vă mulțumească tuturor celor care le-ați fost alături în toată această perioadă, cu speranța că în decembrie 2021 vă veți revedea la Târgu Mureș. La final aș vrea să vă relatez o experiență. În vara anului 1914, în primul război mondial, un tată a fost nevoit să-și lase acasă soția și cele două fete de 3 și de 5 ani și să plece pe câmpul de luptă. În iarna aceluiași an, la 6 luni distanță de la momentul plecării sale pe front, acesta primește un mesaj că localitatea sa a fost atacată de forțele inamice. Cere voie comandantului să plece acasă. La intrarea în localitate, casele încă fumegau, după ce mare parte din ele fuseseră incendiate. Ajunge în fața locuinței sale, pe care n-ar fi recunoscut-o dacă n-ar fi știut unde era așezată, și nu părea că cineva să-l aștepte. A deschis ușa ușor. Iar prima imagine pe care a văzut-o a fost a soției sale. Murise ținându-și în brațe fiica cea mare. Undeva, ascunsă după un pat, era fiica sa cea mică, de doar 3 ani. Nu spera să-și mai vadă tatăl. 3 săptămâni mai târziu, la final de decembrie, bărbatul scrie o scrisoare către pastorul său care s-a interesat de situația lor. Vă trimit salutul meu în această perioadă a nașterii Domnului. Trăim vremuri în care nedreptatea abundă, în care există multă suferință pe pământ, în care există războaie. Iar eu și fiica mea avem nevoie mai mult ca niciodată de îndrumarea și grija atentă a lui Dumnezeu. Avem nevoie să știm că în pofida tuturor necazurilor și încercărilor prin care trecem, Domnul continuă să ne binecuvânteze aici și acum și ne va răsplăti cu viață veșnică în împărăția sa. Și-a încheiat tatăl scrisoarea. Poate și tu simți o povară asemănătoare. Poate simți că ceea ce s-a întâmplat în acest an este peste ceea ce poți suporta și îndura. Te invit să te oprești și să te bucuri cu adevărat de nașterea Mântuitorului, iar în anul ce vine, gândul acesta să te însoțească în fiecare zi.